După ce au fost analizate mai multe variante pentru reluarea competițiilor Ligii a treia, Federația Română de Fotbal a decis că sezonul 2019-2020 nu va mai continua cu partidele rămase din retur. În acest sezon nu se va retrograda, iar în eșalonul secund promovează echipele clasate pe prima poziție în fiecare serie sau învingătoarele unui baraj în dublă manșă între locul 1 și locul 2 din fiecare serie, dacă diferența între primele două clasate este egală sau mai mică de 3 puncte. În acest moment, CSM Slatina se află pe locul 2 în clasamentul Ligii a 3-a, Serie a 3-a, la egalitate de puncte cu gruparea AFC Progresul 1944 Spartak, ceea ce înseamnă că jucătorii lui Mihai Anovski vor juca meciurile din barajul de promovare. Aseară am primit informația că sezonul acesta se va încheia, din fericire pentru noi, pe teren, și anume cu un joc de baraj între noi și echipa de la București. E un lucru bun faptul că acest campionat se termină pe teren și nu se termină într-un mod, să spun așa, în ghilimele, artificial, printr-o decizie de a nu se mai juca acest sezon deloc. Urmează ca federația să ne comunice data la care vom putea reîncepe pregătirea, data la care se va juca acest baraj, ca să putem să începem pregătirea și să facem o periodizare corespunzătoare și modul în care ne vom putea pregăti. Rămâne de văzut cum își vor putea relua antrenamentele, dar și care va fi programul pentru cele două meciuri de promovare. Antrenorul Mihai Anovski este optimist și speră că elevii săi să ofere un spectacol fotbalistic bun, iar CSM Slatina să fie echipa câștigătoare. Șansele sunt 50-50, jumătate-jumătate la momentul ăsta, 50%-50%. Sunt două meciuri care se vor disputa, sunt două meciuri cu presiune, cu emoții, două jocuri care sunt foarte importante, în special pentru jucătorii tineri, care sunt două jocuri în care ei vor căpăta experiență, vor juca sub presiune. Bineînțeles că sunt optimist, am încredere foarte mare în jucătorii pe care antrenez, consider că suntem cea mai bună echipă din această serie. Sunt convins că la ora jocurilor vom arăta foarte bine. N-am de ce să nu fiu optimist. Pe tot parcursul stării de urgență, fotbaliștii slătineni au avut de respectat un program individual de pregătire, fiind în permanență monitorizați de Mihai Anovski cu ajutorul unei aplicații.